Handbalistele de la Ujolidon vor întâlni mâine pe teren propriu formația Universitatea Reșița în etapa 21-a din Liga Națională. Partida se anunță facilă pentru clujence, care vor avea în față un adversar modest ce ocupă ultimul loc în clasament. Vicecampioanele de la Ujolidon primesc mâine vizita ultimei clasate în Liga Națională, însă nu-și desconsideră adversarul. Din contră, oficialii echipei din Cluj consideră că echipa din Reșița parcurge perioadă bună după victoria de la Constanța, unde s-a impus la 12 goluri diferență. Chiar dacă jucăm cu echipa clasată pe ultimul loc, nu trebuie să le desconsiderăm. Ne dorim victoria și să continuăm parcursul fără înfrângere pe teren propriu, a afirmat Cosmin Sălăjan, directorul sportiv al Ujolidon. Echipa clujeană ocupă locul 2 în clasamentul Ligii Naționale și este neînvinsă pe teren propriu în actuala stagiune de campionat. Meciul dintre Ujolidon și Universitatea Reșița este programat joi de la ora 17 în sala sporturilor Horea Demian din Cluj-Napoca. Prețul unui bilet de intrare la această partidă este de 5 lei.